Ca în fiecare an, cercetătorii de la Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Cereale și Plante Tehnice de la Fundulea își etalează realizările, ca să spun așa, soiuri și hibrizi noi, tehnologie de asemenea, foarte, foarte mulți fermieri curioși și ce a găsit Larisa acolo la fața locului aflăm chiar acum din următorul reportaj. Este perioada evenimentelor organizate în câmp, unde fermierii culeg noi informații despre hibrizi și soiuri. Astăzi suntem la Fundulea, unde INCDA a organizat evenimentul deja consacrat Ziua Grâului și a Orzului. Vom vorbi aici cu cercetători, cu fermieri, adică cu beneficiarii soiurilor și a hibrizilor produse pe plan local de cercetare agricolă românească. Haideți să mergem! Un eveniment important astăzi la Fundulea, o întâlnire cu fermierii, o întâlnire între cercetători și specialiști din agricultură. Ce ne puteți spune despre evenimentul din acest an? Institutul la Fundulea organizează în fiecare an Ziua Câmpului pentru speciile de plante, cultura mare de care se ocupă. Astăzi am organizat la Fundulea Ziua Grâului și a Orzului. E o zi de bilanț, o zi în care ne întâlnim cu beneficiarii rezultatelor cercetărilor noastre. În două direcții, sau așteptăm lucruri în două direcții. Pe de o parte, noi să ne prezentăm rezultatele, pe de altă parte, beneficiarii rezultatelor noastre să ne facă sugestii pentru activitatea de viitor, să știm exact ce avem de făcut în viitorul foarte apropiat sau mai îndepărtat. Astăzi a fost o zi, sau evenimentul în sine din acest an este cu totul deosebit, pentru că în acest an condițiile climatice au fost cu totul și cu totul deosebit. Și am vrut să discutăm cu beneficiarii rezultatelor noastre cam cu ce s-a confruntat, ce probleme au ridicat soiurile și hibrizii pe care i-au cultivat, ce ne sugerează pentru activitatea de viitor în privința rezistenței la boli, la dăunători sau pentru condițiile abiotice. Și vă zic eu că a fost un dialog extrem de benefic, atât pentru dânsii cât și pentru noi. Am văzut fermierii care cultivă în mare parte, de exemplu, grâu de la Institutul de la Fundulea și sunt mulțumiți. I-am văzut prezent și în câmpurile experimentale de aici. Aș vrea să ne spuneți cum evoluează cercetarea în ceea ce privește această specie. Din fericire, la grâu noi avem rezultate foarte bune de-a lungul timpului. De foarte mult timp noi asigurăm țării 2/3 din pâine, din pâinea pe care o consumă, prin soiurile create la Fundulea și care se cultivă în unitățile de producție, respectiv în ferme. Sigur că noi în fiecare an propunem noi creații, având în vedere că soiurile mai vechi cedează uneori, având în vedere, sigur, și schimbarea condițiilor climatice sau efectul condițiilor climatice, și atunci trebuie să fim pregătiți pentru a putea ieși pe piață cu soiuri competitive, pentru că piața este liberă, nu putem să mizăm pe altceva decât pe competitivitatea soiurilor noastre și atunci facem eforturi ca soiurile pe care le scoatem pe piață să fie căutate de fermierii români. Am putea să ne pronunțăm și să spunem care este cel mai apreciat și cel mai productiv soi de grâu de la Fundulea? Dacă luăm în considerare suprafața pe care regăsim un soi în momentul de față, sigur, soiul Glossa este cel mai apreciat și cel mai căutat, pentru că el în momentul de față se cultivă pe aproximativ 35% din suprafața cultivată cu grâu în țara românească, ceea ce înseamnă aproape jumătate din suprafața cultivată cu soiuri create la Fundulea. Noi ne dorim să scădem puțin această pondere a soiului Glossa și să promovăm și să se cultive pe suprafețe din ce în ce mai mari și celelalte creații care sunt la fel sau unele chiar peste soiul Glossa. Știu că ați pomenit la un moment dat în prezentările dumneavoastră de astăzi și de anumite soiuri omologate peste hotare. Da. Care este cel mai important și în ce țări? Deci în momentul de față avem cele mai multe soiuri în lista oficială a Turciei,
Sunt două soiuri mai vechi, Flamura 85 și Dropia, care se cultivă pe suprafețe semnificative și care sunt în lista lor oficială, dar anul trecut a fost introdus în listă și soiul Glossa și mai avem încă 3-4 soiuri care sunt în curs de testare și înregistrare. Asta înseamnă pentru noi, sigur, și o recunoaștere a valorii cercetării românești, dar înseamnă și venituri în plus, pentru că noi exportăm acolo sămânță, cantități uneori semnificative, ceea ce înseamnă că obținem venituri care să asigure funcționarea corectă și în condiții bune a activității de cercetare. Mai cultivăm soiuri românești de grâu și în chiar în Argentina, este omologat un soi. Încercăm și sunt în curs de testare mai multe soiuri și în Moldova. Se cultivă și în Ungaria. Deci, după cum vedeți, soiurile create la Fundulea, la institutul nostru, sunt apreciate nu numai în țară, dar și în afară. Avem o germoplasmă extrem, extrem de valoroasă. Domnule Buzdugan, astăzi în vizită la Institutul de Cercetări de la Fundulea, cum apreciați evenimentul de aici? Totdeauna o participarea mea la un eveniment organizat de Institutul de la Fundulea este o sărbătoare, pentru că aici, într-adevăr, este elita cercetării românești. Aici luăm contact cu tot ce este nou și, de asemenea, ne dăm seama către ce soiuri, către ce hibrizi, către ce tehnologii ne putem îndrepta în viitor. Știu că aveți și o colaborare mai veche cu cei de la institut. Avem o colaborare, ne împărtășim din experiență, dânsii vin la noi, noi venim aici și preluăm, adică zic eu așa, suntem ajutați de institut în promovarea tot ce este mai nou și mai valoros. Știu că în insula Marea Brăilei cultivați doar soiuri de grâu românesc, cum spuneați dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți care este soiul cu cele mai bune rezultate și dacă aveți, nu știu, cerințe speciale sau ați vrea să aveți un soi care să aibă alte caracteristici sau altele noi în plus. Da, deci noi cultivăm numai soiuri românești. Și pe primul loc este Glossa, o realizare a Institutului de la Fundulea. Și, sigur, urmează Miranda, Izvor, Otilia. Deci suntem, ca zic așa, în pas cu dânsii. Și mai nou, la solicitarea noastră, poate mai devreme decât dânsii ar fi dorit, ne-au trimis spre înmulțire un nou soi, Pitar, care are toate șansele, sigur noi suntem anul acesta, să îmbunătățească lucrurile și calitativ, adică cu o capacitate mai mare proteică și evident și a cantității de gluten. Bănuiesc că știți că în ultima perioadă se vehiculează faptul că cercetarea agricolă românească va intra în subordinea Ministerului Agriculturii. Cum ați aprecia această eventuală trecere? Din punctul meu de vedere, eu s-o cătesc și mi-am mai exprimat această dorință, că cercetarea trebuie să rămână aproape de forul cel mai înalt al științei românești. Și părerea mea e că trebuie să rămână lângă Academie, dar în același timp trebuie să fie și în directă legătură cu Ministerul Agriculturii. Sigur, azi îmi exprim nemulțumirea că de la Ministerul Agriculturii n-a venit nimeni aici. Asta îți poate dă și răspuns la întrebarea dacă ar trebui să treacă la Ministerul Agriculturii. Cert este că cercetarea trebuie susținută. Deci, indiferent unde se va găsi, pe ce poziție de subordonare va fi, cercetarea trebuie stimulată, trebuie finanțată atât de puternic încât să asigure într-adevăr ca ea să fie un fanion al agriculturii românești. Ea trebuie să dea direcția spre care trebuie să mergem. Dar nu numai direcția, că direcția poate o da și un stat vecin sau un stat mai puternic din punct de vedere
dar trebuie să dea soluțiile specifice terenului, pământului din România. Avem 10 milioane de hectare. Suntem foarte bogați sub acest aspect. Realizările noastre, producțiile medii, productivitatea care o realizăm până acum pe hectar nu ne fac cinste. Și atunci, vedeți dumneavoastră, aceste lucruri au rămas așa pentru că așa am tratat și cercetarea. Și am subfinanțat-o, le-am luat terenurile, le-am luat baza materială, le-am luat... Și așteptăm acum o minune. Începem chiar să învinuim pe cineva. Eu cred că principalii vinovați sunt decidenții politici care, legat de cercetarea agricolă românească, n-au avut cea mai bună politică. Domnule Muscă, astăzi sunteți în vizită la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare de la Fundulea. Aș vrea să vă întreb în ce constă colaborarea dumneavoastră cu Institutul? Este o relație de amiciție legată pe parcursul anilor între societatea mea, respectiv eu ca director, și conducerea institutului, creatorii de soiuri de grâu de la Fundulea. Lucrând în sistem privat, totul primează partea economică, deci nu este relație până la urmă de simpatie, ci relație economică, pentru că economicul trebuie să primeze când tragi linie ce aduni. Se potrivesc extraordinar de bine condițiile de aici, de la Fundulea, cu cele de la noi din Arad, din vestul țării. Sunt în totalitate la fel. Ce soiuri de grâu cultivați de la Fundulea, de exemplu? Deci, vedeta este soiul Glossa, pe 4300 de hectare de grâu. Dintr-un total de? Dintr-un total de 7500. Am cultivat aproape toate soiurile de grâu. Sigur, cel mai mult, repet, îmi place soiul Glossa. La ora actuală, pentru că de cele mai multe am vândut grâu cam la același consorțiu, să zic, și deja la ora actuală nici nu vine să mai îmi ceară indici de calitate, pentru că îmi știe indici, știe parametrii, știe soiul, și atunci doar îmi rămâne ca mie să mă bat în prețuri pentru calitatea pe care am obținut-o și calitatea care obțin datorită soiului acesta pe care eu îl cultiv. Ar trebui cei care sunt în măsură și cei care răspund și cei care au cărma țării să se gândească, pentru acești oameni ar trebui puși în ramă. Ați atins un punct sensibil. Știți că se discută în ultima perioadă tot mai des că agricultura, cercetarea agricolă românească va fi în subordinea Ministerului Agriculturii. Cum apreciați această decizie viitoare, să spunem? În două feluri. Depinde cine este ministrul agriculturii. Sunt oameni care au înțeles și care știu și care vreau să aducă binele țării și agriculturii românești, și toată lumea trebuie să conștientizeze că este ramura care este sigură, stabilă și care duce venit țării, și sunt oameni care vreau să-și facă glorie pe spatele agriculturii și în realitate nu țin cont, încurcă, sunt niște firfizoni, și am avut destui la conducerea ministerului care n-au meritat să treacă pe acolo, care au lăsat o amprentă negativă asupra agriculturii românești, asupra cercetării, au vrut să monopolizeze Academia de Științe Agricole, au vrut să facă destul de multe rele. Este mare bai, pentru că dacă nu știi carte, nu poți face producție, nu poți face calitate, nu poți face o meserie și un progres cum este aici, pentru că până la urmă, în tot ce vedem aici, la baza tot ce este genetica, este gena și cromozomul și celula. Deci toate acestea, pentru toate acestea trebuie să ai o știință, să știi ce reprezintă, ce este și cum să te comporți cu ele. Și atunci poți să știi că ai asigurat viitorul de mâine.